Jasmine, ce aș putea să vorbesc la prima întâlnire? Este o întrebare care mi s-a adresat destul de des. Și nu mă refer doar la întâlnirea bărbat-femeie, ci mă refer și la celelalte tipuri de întâlniri. Cel mai valoros lucru în ceea ce privește o primă întâlnire este următorul. Comunică-ți intenția. De preferat este să nu avem nicio intenție ascunsă în ceea ce privește relațiile noastre. De exemplu, dacă te vezi cu cineva de sex opus și există posibilitatea să se înfiripe o relație sentimentală, spune-i de la început care sunt intențiile tale. Uite, eu vreau genul acesta de relație. Iar dacă ai conflicte emoționale pe care încă nu le-ai rezolvat, spune-i-le. De exemplu, uite, mie mi-e frică că o să fiu abandonată sau, de exemplu, mie mi-e frică că o să fiu înșelată. Poți să-i spui lucrurile acestea dacă ai anumite frici. Este în regulă. Și chiar dacă se sperie, nu este nicio problemă, nu ai pierdut timpul. De asemenea, și într-o întâlnire de afaceri. Intenția mea este să muncesc atât și să primesc atât sau alte intenții pe care tu le ai. Nu ține ascuns. Spune exact ce simți și ce vrei. De aici rezultă autenticitatea ta, onestitatea ta, respectul tău față de tine și față de celălalt și un lucru foarte valoros. În felul acesta nu se mai creează niciun fel de așteptare, nici din partea ta, nici din partea celuilalt. Deci, să punem cărțile pe masă. Te pup!